Deșteptarea. În Ilfov, Consiliul Județean face un pas înainte spre soluționarea cumva a problemei animalelor fără stăpân și a lansat o platformă de adopții. O puteți găsi pe ilfovadoptă.ro. Adoptă un câine, schimbă o viață. Acesta este obiectivul, acela de a promova adopția câinilor și de a încuraja sterilizarea animalelor cu și fără stăpân, spun autoritățile de acolo din Ilfov, pentru comunități mai sigure, bazate pe comportamente corecte și cooperare dintre cetățeni și autorități. Ce frumoși sunt ăștia că am intrat pe site. Ilfovadoptă.ro. Vai, sunt unii deci drăguți de nu se mai poate căței de adoptat. Uite, Nero și Spic. Găsiți fotografii cu toți câinii din adăposturile din Ilfov, dacă accesați această platformă ilfovadoptă.ro, toți câinii disponibili pentru adopții. Da, foarte fain să ai un câine. Și mă uit că sub fiecare fotografie sunt și detalii despre animale, vârsta, sexul, informații privind comportamentul lor. Și atenție, cu ajutorul hărților interactive, adresa adăposturilor poate fi identificată mult mai ușor, pentru ca oamenii să poată ajunge la câinele căruia vor putea cumva să-i schimbe viața în bine. Mi-aduc aminte de primul meu motan pe care l-am luat după ce m-am mutat singur. Ai avut un motan? Am avut, nu intenționam, știi, casă nouă, vrei soție așa, nouă, știi, fără păr, fără, eu având pisici toată viața, știu ce înseamnă, știi, mai zgârie fotoliu, mai rupe ceva, Nu mai, mai zgârie, strică multe, Nu, că actuala pisică nu strică nimic, E o persoană acolo... Persoană care doarme toată ziua. Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat să aud, înainte de a pleca de acasă cu mașina, cum urlă ceva. Miorle cineva de sub capota mașinii. Era o toamnă așa târzie. Și acum văd tot felul de recomandări, ca mai ales iarna, oamenii să verifice cumva și sub capotă, pentru că mai ales să pui așa de pisică, au obiceiul de a căuta căldura motorului, știi, sau un adăpost, și e posibil să ajungă acolo, și dacă pornești mașina și pleci cu ea, n-ar fi o idee foarte bună. Ăsta a avut noroc, pentru că probabil așa făceam și eu, mă urcam în mașină și plecam, a avut noroc că avea o gură foarte mare, știi, și urla, și urla, și am deschis capota, era o negritură, cât se poate de european, am zis, lasă-o, că o duc acasă, îi dau câteva boabe, cumpăr niște boabe din aia, niște mâncare uscată, și după aia, la revedere. Am dus-o în casă și n-am mai scos-o decât după vreo 3-4 ani, așa, adică a rămas motanul meu, e tot un fel de adopție, deși nu m-am dus după el să îl caut pe la vreun adăpost, dar așa s-a întâmplat și a fost unul dintre cei mai inteligenți motani pe care i-am avut. Asta e sistemul. Eu am două pisici și una dintre ele a fost grav avariată în urma unui accident. Nu mi-e foarte clar ce și cum s-a întâmplat. Cert e că am găsit-o în curte cu o bucățică de coloană vertebrală ruptă. Auci. Nu mai putea să-și probabil o mașină. Coada, da. Și pisica aia are 7 vieți, adică am zis, bă, e gata. Tu ai găsit-o cu 6. Da, ce să, cu 6, dar nu, e bine. Acum e un pic... nu pot să... A trebuit să merg cu ea pe la doctor. Nu știți cât costă la... Vai de capul meu, a stat în perfuzii în asta, nu știu ce. Și ne tot gândeam, băi, da, mai poate, mai poate și... Deși sărăcea așa, într-un fel. Da, nu. Dar nu s-a dat bătută nicio secundă. Nu o să-ți pară rău niciodată după banii pe care ai băgat. Pentru că știu ce înseamnă și eu. Și nopți de cazare și... Nopți de cazare, stat pe lângă ea. Nu pot să zic că toată lumea știe când pisicile au o problemă de asta. Pisicile, că câinii... Nu mai pot să iasă afară și trebuia stoarsă. Cred că ți-am povestit. Mă rog, să abține-te la asta. Și, da, mă rog, că lumea știe despre ce vorbesc. Să stoși pisica. Păi, în altfel murea, mă, ce? Cum să... Râzi tu, râzi, dar murea pisica dacă nu storceam. Asta e treaba. Și am zis, dar până când o storc? Până când vedeți noastră că faceți singur. Limonadă din pisică. Exact, da. Păi și trăiește și e bine. E un pic de șuchiat, așa. Puțin că... stoarsă, dar este bine. Nu, dar se vede că are partea pe spate. Deci ea variat, așa, merge într-o parte. Dar în rest n-are nicio treabă. Să suie peste tot, merge. Nu e făcut direcția cum trebuie. Bă, n-a mai ieșit cum trebuie. Ca nouă n-a mai ieșit. Se vede că bate o planetară. Păi geometria, două la un serviciu. Da. Dar în rest e foarte simpatic, așa, și foarte lipită de casă, foarte credincioasă. Deci are pisica ta de trage stânga, așa. Cred că dreapta un pic trage, am văzut. Așa, revenind.
Îmi pare bine că s-a terminat totul cu bine și deși... Da, e bine, e bine. Nu mai ține calea dreaptă, totuși e acolo. Nimerește, ajunge unde vrea, da. Vă spuneam de la Ilfov adoptă.ro, ăsta e site-ul de la care plecasem. Aici găsiți cățeluși. Da. Adăpost, cățeluși mulți care așteaptă să fie... Eu mă tot uit la poze de când am deschis. Eu sunt foarte curios să aflu câteva povești de la ascultătorii noștri, dacă ei s-au întâlnit până acum, dacă au avut ocazia să adopte un animal, indiferent ce câine, pisică, eu știu ce mai poți adopta, și cum se înțeleg cu el, ce i-a făcut să adopte respectivul animal. În momentul de față am în curte și în casă 3 câini și o pisică. Toți sunt luați din stradă. Un câine cu contract de la centru, ne povestește Daniel din Constanța. O poză cu o pisică, spune așa, anul trecut l-am găsit în foișorii, un motan, l-am hrănit și nu a mai plecat, este Gusti, ne salută Dan din Bacău. Și la mine a venit unul, l-am hrănit și a plecat. În ăștia nu poți să ai încredere, adică tot au venit pe acolo. Bine, și pe aia am mulți motan care vin acolo și mi hărțuiesc pisicile, deși ele nu mai prezintă niciun interes teoretic, dar tot da. Vin la mâncarea la asta pe acolo. Și unii sunt răi. Am avut și un câine de talie mică și un motan timp de 14 ani. Deodată. Da. Până s-au prăpădit, s-au făcut multe rele, dar la un moment dat, iată, fac parte din familie, ne spune Dan din București. Felicitări, Dan. M-am trezit într-o sâmbătă cu un pui de pisică în curte. A fost dragoste la prima vedere. E adorabilă. Simona, înțeleg că și acum e posesoară de pisică. Pentru că a venit pisica la ea și aia e. N-a mai plecat. Dacă vine, rămâne pisica. De la Simona, uite, n-a plecat pisica, de la tine plec. Da, numai am niște motani. Pisicile mele sunt acolo foarte bine. Pastile, mâncare, pastile le puneam în pește, pește luat de la magazin și face legea în curte. Într-o bună zi a plecat, s-a rotit de câteva ori în jurul nostru și dus a fost. Păi, și când s-o întoarce... Păi și nu s-a întors, că s-a întoarce acasă Barza. Ai văzut știrea aia cu Barza pe care sau mă rog, au încercat niște localnici să-i salveze puii rămași fără Barză, știi, care țipau după mâncare și așa mai departe. Au chemat pompierii, s-au suit pe stâlp, au încercat să le dea de mâncare, ăștia nu mâncau nimic. În sfârșit a apărut Barza cu ceva vietate în cioc. Da, și a venit un om, un expert în păsări, și le-a explicat și a zis, vedeți că îi lasă flămânzi ca ei să zboare, să sară din cuib, să învețe mai repede că e timpul să plece, știi? Dai și de asta ei flămânzeau un pic. Dacă reușea misiunea, ai găsea giftuiți da, Barza. Noi nu mai plecăm de aici, știi ceva, ne vedem la primăvară. Vină tu, du-te tu în țările tale calde și așa. Dimineața! Salut! La Europa FM. Eu am acasă 3 pisici și 2 câini. Aha. Tot timpul soția mea adoptă pisici și soția și pe băiatul meu adoptă mereu, după stradă, pisici, câini. Da. Deci la fiecare 2-3 ani minimum, deci sunt 6, acum sunt 3, în condițiile în care toate 3 pisicile sunt cu pui în burtă. Păi, și vecinii ce spun, nenicule? Îl așteaptă vremuri grele pe ascultătorul da, nostru. Da, văd eu cum te descurci cu puii, da. Da, na, trebuie că dacă le ții în casă, trebuie să ai grijă să le castrezi. Am găsit Barza asta. Așa, și mai avem Barza asta. Bună dimineața, Daniela din Arad sunt. Salut! Eu am 10, 3 căței și 7 pisici, toate adoptate de pe stradă. Da... Stai la casă, bănuiesc, altfel nu se poate. Mamă. Da. Deci avem sute, mii de mesaje, cred. Sunt sute de mesaje cu fotografii. Păcat că nu le putem da la radio, să facem spun o serie. Așa, da. Nu uitați, noi am pornit toată discuția asta de la ilfovadoptă.ro și vă mai puteți uita acolo dacă aveți inima mare să mai luați un cățeluș acasă. Deșteptarea